Bună ziua! Astăzi vă prezint un nou model de la Sony Ericsson, C901. Un telefon destul de complet, după cum veți vedea în următoarea noastră descriere. Varianta de astăzi care l-am în mână este un roz. Cei de la Sony Ericsson îl descriu ca un precious peach, culoarea unei piersici, dar de fapt este un roz. La noi pe site mai puteți găsi și varianta pe negru și varianta pe argintiu. Un telefon cu o cameră de 5 megapixeli, deja o cameră destul de completă. Haideți să vă arăt pe spate. 5 megapixeli, are și flash normal, are și flash xenon, zic cei de la Sony Ericsson, o lumină albă. Acum nu știu sigur și eu, este foarte lumină aici unde vă facem prezentarea, nu știu în ce condiții intră cel xenon și cel normal, dar oricum, cei de la Sony Ericsson ne-au precizat chestia asta, are două modele de flash-uri. Clăpița este activă. Când o deschidem, automat intră pe modul de filmare și făcut poze. Nu avem un card. Dacă tot am precizat de card, să știți că telefonul suportă până la 8 GB, dar în pachet nu vine cu niciun card, deci trebuie cumpărat separat. Pe lateral aici avem mufa de încărcare. Cum la obișnuit cei de la Sony Ericsson, nu mai pun jos, o pun în lateral. Un orificiu pentru agățat și rețel. Pe partea dreaptă butoanele de volum, sus, jos. Butonul de intrat în filmat și făcut poze, butonul pentru derulare poze făcute, imagini, videoclipuri și butonul de activare pentru a face poză. Și cred că să intre și în modul, dar dacă apăsăm pe el, nu intră, intră de fapt în modul de cameră, dar trebuie să dăm la o parte această plăcuță. Pe spate aici mai vedem și difuzorul, imediat vom vedea dacă se aude destul de bine. Foarte bine configurat, tastatura se umblă foarte ușor la ea, butoanele foarte bine așezate. Aceste inserții cromate sunt foarte elegante. Telefonul este destul de greu, are 107 grame, nu este chiar foarte ușor. Display-ul dispune de 256.000 de culori, este un display de 2,2 inch, 240x320 pixeli. Ce să vă mai zic așa? Haideți să intrăm totuși în tehnologia CyberShot, uitați, precizată jos aici. Nu este un telefon Walkman. Haideți să intrăm în meniu. Tastă mai are, ia uitați, mai are și o tastă rapidă aici. Tastă de scurtături. Aplicații. Deci o tastă rapidă pentru a vedea ce ne putem nota imediat pe acest telefon. Dați. Shortcut-urile. Ce aplicații avem noi instalate. Dacă avem ceva introdus de făcut în ziua respectivă și internetul, de intrat pe internet. Meniu telefon clasic Sony Ericsson, după cum vedeți, meniu Play Now, te conectează direct. Telefonul încă nu este conectat la internet. Nu dispune de wireless, dispune decât de GPRS, clasa 10, are și Edge clasa 10. Este un telefon 3G. Putem downloada de pe internet ce dorim la 3,6 megabits pe secundă. Cred că este o valoare reală, dată cei de la Sony Ericsson. Dispune și de Bluetooth, varianta 2. USB port, bineînțeles este un USB special Sony Ericsson. Uitați și sus, am uitat să vă arăt butonul de închis carcasa și deschis carcasa. Acum este modul deschis, carcasa se va scoate. Difuzorul jos, baterie, o baterie de 950 mAh, nu ne facem probleme la Sony Ericsson, bateriile sunt duc foarte bine, consumul redus la alt telefonului. Slotul pentru card. Haideți să închidem cu atenție. După ce am pus carcasa, tragem butonul de sigilare. Și acum este carcasa închisă ermetic tot. Așa, haideți să intrăm în meniu, eram la Play Now, internet. Intrăm direct în meniu, putem introduce data telefonul este conectat, ne putem conecta la providerii noștri. Entertainment, Track ID, putem localiza o melodie. Google Maps, jocuri. Telefonul dispune și de accelerometru, senzor de accelerometru, ne putem folosi la jocuri. Cred că mă pot descurca să vă arăt un pic la bowling. Sper să mă descurc.
am dat cam într-o parte ciudat. Dar oricum, telefonul are accelerometru. Vă mai arăt și la ce funcție mai e. Ieșim din joc. Mai are multe jocuri. Brick Breaker, Bubble Town, Kasparov Chess, Sudoku. Bineînțeles, putem descărca de la Sony Ericsson. Intrăm pe Video DJ, Photo DJ, Music, Remote Control. Se referă la chestiile acestea rapide pe desktop. Record Sound, Demo Tour. Să știți că display-ul este foarte, se vede foarte clar. În ciuda puținelor culori, pare că are mai multe culori decât 256. Se vede foarte clar. Are o rezoluție foarte bună. Volumul, ba da, putem regla și volumul. Nu, aici nu funcționează accelerometru. Media. Foto. Nu avem fotografii făcute. Muzică. Am descărcat noi mai devreme o melodie ca să putem... Accelerometrul funcționează aici. Uitați. Să știți că nu se aude chiar foarte bine. Nu este un telefon Walkman. Sau este de nivel mediu difuzorul. Dar suficient. Radio cu RDS. Avem căștile pe post de antenă. Contactele. Suportă 1000 de contacte. Plus fotocol. Fiecare contact câte 20 de câmpuri. Memoria internă are 110 MB. Mesaje. Camera. Haideți să intrăm și la cameră. Să știți că în modul de spune că nu avem card și va salva pe telefon. Ceva foarte de drăguț, dacă puteți să arătați, în momentul când intrăm în cameră, sunt butoane dedicate special cameră care se aprind un pic mai puternic. Uitați aceste icoane. Spre exemplu aici pentru timer, blitz. Deci se văd imediat luminozitatea, uitați. Luăm zoom-ul de aici. Am dat luminozitatea cam mare. Camera este de 5 megapixel, nu ne face griji, sunt camere de Sony Ericsson. Deci sunt foarte performante, n-are sens să vă mai arăt o poză cum o face. Alarme, contacte am zis, setări, organizer, meniu clasic de Sony Ericsson. Display-ul, cum vorbim de conectivitate, am spus, dispune de destule. Chestii cum GPRS-ul, Edge-ul. Păcat că nu are wireless, dar era cred că mult mai scump. Cam asta este despre acest telefonaș. Telefon cu 5 megapixel. Foarte plăcut ca imagine. Mi-a plăcut chestia aceasta cu aprinderea mai intensă a luminii la butoanele dedicate camerei. Foarte serios. Această culoare îl prinde, să știți, pentru o doamnă cred că ar fi ok. Sony Ericsson C901.